Vremea se va răci, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 10 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 5 și minus 2 grade Celsius. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi rece. Temperatura maximă nu a trecut de 8 grade, iar minima va coborî până la 2 grade. Vreme rece se anunță mâine și în cele 4 orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă se va opri la 7 grade ziua, iar noaptea minima va scădea la minus 4 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 6 grade în timpul zilei, iar minima va coborî la minus 4 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde mercurul din termometre nu va depăși 6 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la minus 3 grade Celsius. În zilele care urmează, vremea se va răci considerabil. Duminică vom avea parte de vreme mohorâtă. Maxima va atinge 6 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la minus 3 grade. În cursul zilei de luni, meteorologii anunță vreme ceva mai rece. Maxima nu va trece de 5 grade în timpul zilei, iar minima termică se va opri în timpul nopții în jurul valorii de minus 3 grade Celsius.